Peste 200 de polițiști, jandarmi și polițiști locale au verificat zonele aglomerate, unități de alimentație publică, terase și mijloace de transport în comun. În 24 de ore au aplicat 266 de sancțiuni celor care nu respectau regulile de distanțare și protecție. În cadrul acțiunilor au beneficiat de activitățile informativ-preventive și au fost verificate peste 1200 de persoane, 129 de societăți comerciale și 346 de autovehicule. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 266 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 34.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legii 55/2020. Forțele de ordine vor desfășura permanent în această perioadă activități de verificare cu privire la respectarea prevederilor impuse pe perioada stării de alertă.